În vara anului trecut, în Parța, a fost finalizată montarea ansamblului de joacă în parcul din Cartierul Nou. De asemenea, aceste investiții vor continua și în celelalte parcuri din comună. Administrația locală din comună s-a angajat să transforme comunitatea într-un loc mai plăcut și mai prietenos pentru toți locuitorii, în special pentru cei mici, care merită spații sigure și atractive unde să se joace și să-și petreacă timpul liber. Totodată, primarul comunei Parța, Daniel Drăgan, îi anunță cu bucurie pe cei că a fost finalizată lucrarea în parcul din Zora Munteni. Acest nou ansamblu de joacă este echipat cu topogane, leagăne și alte structuri colorate și sigure, menite să ofere ore întregi de distracție și bucurie copiilor. În plus, administrația își dorește sublinierea importanței utilizării responsabile a acestor locuri de joacă, să respecte regulile de siguranță și să păstreze curățenia, astfel încât copiii să se poată bucura de aceste facilități în cele mai bune condiții.